Slăvit să fie Domnul! Mai cu viață, zice Sam. Slăvit să fie Domnul! Cântarea care dorim să o cântăm împreună în dimineața asta e o cântare de mulțumire. Cartea Sfântă Biblia spune: cine are o inimă mulțumitoare are un ospăț necurmat în inima lui. Cum vin dimineața asta înaintea Domnului? Ultima zi din an. Aș vrea tare mult să venim cu o inimă mulțumitoare înaintea lui Dumnezeu, ca să fie sărbătoare în viețile noastre, ca să fie sărbătoare în biserică, să nu venim așa cu anumite gânduri, ci cu mulțumire înaintea lui Dumnezeu, cu bucurie înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să toarne binecuvântarea Lui. Cunoaștem cântarea, dacă consideri că e bine să-i mulțumești Domnului acum în ultima zi din an, vreau să lăudăm numele Domnului împreună cu întreaga biserică și Domnul să fie înălțat. Amin. Am văzut deseori prin mulțime.
ce-ți dau e atât de puțin. E dor să te întâlnesc, să te primesc și să-ți spun cât de mult te iubesc. Eu să-ți mulțumesc, Iisuse, îți mulțumesc. Ne-ai foscut și în harul tău sfânt mereu ne-ai ținut. Îți mulțumim frumos! Iisuse, îți mulțumesc și te slăvesc. Tot ce-ți dau e atât de puțin. E dor să te întâlnesc, să te primesc și să-ți spun. Apocalipsa, capitolul 5, începând cu versetul 6. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele patru făpturi vii și între bătrâni, am văzut stând în picioare un miel. Părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit și a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o lăută și potire de aur plină cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau: vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice dorod și din orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Amin. Așa cum era și cântarea, și la refren spuneam că îi dăm Domnului așa de puțin, și dacă ne uităm în viețile noastre, ne dăm seama că îi dăm așa de puțin. Dar în dimineața aceasta aș vrea să vă provoc, haideți să-i aducem Dumnezeului nostru o înclinare plăcută și aș vrea să-i aducem mulțumire. Aș vrea să vă spun că în această dimineață Dumnezeu așteaptă să-i aducem mulțumire. Și aducându-i mulțumire, inima noastră să se deschidă înaintea Lui și să fie umplută de prezența Lui. Aș vrea să venim și să-i mulțumim pentru iertarea pe care ne-a dăruit-o în acest an. Nu ne-a iertat odată, de două ori, ci ne-a iertat de ori, de câte ori am avut nevoie. Să-i mulțumim că nu a obosit iertându-ne. Să-i mulțumim pentru acest lucru. Să-i mulțumim pentru purtarea de grijă. De atâtea ori am fi meritat să ne lasă să ne descurcăm singuri, dar El ne-a purtat de grijă. Cu niciun chip n-am să te părăsesc, cu niciun chip n-am să te las. Slăvit să fie numele Domnului pentru promisiunea aceasta pe care o împlinit-o în fiecare zi în viețile noastre.
să-i mulțumim că și anul acesta am fost într-o stare de har. Că n-am fost rob, ci am fost într-o stare de har, slăvit să fie în numele Lui. Să-i mulțumim pentru că și anul acesta am fost în lumină. Încă un an petrecut în lumină, frați, dragi și surori, ce mare har pentru anul acesta petrecut în lumină. Au fost atâția care anul acesta, care nici măcar o clipă n-au văzut lumină, care sunt în întuneric, și noi am trăit încă un an în lumină. Slăvit să fie Domnul, de aceea să-i mulțumim. Să-i mulțumim pentru mila Lui pe care ne-o dat-o în fiecare zi. Atâtea lucruri, frați, dragi și surori, ne-o dat pe care nu le-am meritat în fiecare zi. Atâtea lucruri bune, să-i mulțumim pentru fiecare dintre ele. Să-i mulțumim pentru îndurarea Lui pe care ne-o dat-o în fiecare zi. Atâtea pedepse și atâtea consecințe ale păcatului le-am fi meritat în fiecare zi, dar El nu ni le-a dat, slăvit să fie în numele Lui, ci le-a îndepărtat de la noi. De aceea să-i mulțumim din toată inima. Spunea salmistul: binecuvintează suflete al meu pe Domnul, binecuvintează și nu uita nici una din binefacerile Lui. Aș dori să venim și să-i mulțumim din toată inima. Aș dori să venim ca aceste patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni și să ne aruncăm la pământ, să punem cununile noastre, tot ce avem înaintea Domnului, și să-i mulțumim din toată inima. Vedeți, frați, dragi și surori, cum aceștia se închinau înaintea lui Dumnezeu, deși nu pentru ei a murit Hristos. Și vă întreb în această dimineață, oare noi, cei pentru care a murit Domnul nostru Iisus Hristos, cum ar trebui să-i mulțumim? Și răspunsul din toată inima, cu toată puterea. Haideți, așa cum stăm, să mulțumim Domnului. Care te ridică.
Continuare să vedem măreția lui Dumnezeu în dimineața asta, în locul acesta. După cum ați văzut, în dimineața asta avem invitați, avem musafiri la noi la biserică. Ieri vorbeam printre altele cu Liviu Moga și, bă, zic, ești în țară, n-ai zis nimic, nici n-am știut, dar zic, vezi că dimineață, dacă puteți, vă rugăm să veniți să slujiți la noi la biserică. Bă, și zice, hai că vedem, dar în principiu venim. Mulțumim Domnului că sora Tamara Moga este cu noi la închinare în dimineața asta. Dorim în continuare să se lase la îndemâna Domnului și cum o călăzește Domnul, două, trei cântări și Dumnezeu să cerceteze întreaga adunare. Amin. Este loc
Slăvit să fie Domnul, care și în anul care ne-a trecut ne-a ținut pe stâncă. Binecuvântat să fie numele Lui. A doua epistolă a lui Petru, capitolul 1, de la versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Amin. Doamne ajută-ne! Spunea într-o prejurare apostolul Pavel că el dorește ca nimeni să nu aibă despre apostolul Pavel, despre el însăși, o părere mai înaltă decât se cuvine, decât ceea ce vede în apostolul Pavel. Și uneori mă gândesc că poate unii frați și unele surori s-ar putea la un moment dat să aibă despre noi, cei care slujim, o părere mai înaltă. Aș vrea să ne îndemn în această rugăciune la o rugăciune de pocăință. Fiind bolnav aproape 3 săptămâni, am stat și m-am cercetat și am văzut anumite lucruri din viața mea pe care trebuie să le schimb. Am văzut anumite obiceiuri care nu sunt neapărat păcătoase, dar care nu-mi fac bine, pe care ar trebui să renunț la ele. Vedeți, meditând la cuvântul lui Dumnezeu, am văzut că Dumnezeu e așa de bun cu noi, încât ne acceptă mai puțin atâta timp, și aș vrea să fiți atenți, cât noi vrem maximul. Atâta timp cât noi tindem spre perfecțiune, Dumnezeu ne acceptă și mai puțin. Dar doar dacă tindem spre perfecțiune, doar dacă ne dorim din toată inima să ajungem la statura plinătății lui Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Vedeți, faptul că ne dorim desăvârșirea și trebuie să ne dorim, ne face uneori să vrem să facem pași prea mari. Și lucrul care ne împiedică cel mai mult să înaintăm pe calea lui Dumnezeu e faptul că dorim să facem pași prea mari. Și începem să facem pasul prea mare, obosim repede, ca să nu zic, poate uneori facem și vreo întindere și nu mai facem nimic. Punem punct și nu mai facem nimic. Am citit din a doua epistolă a lui Petru și Petru ne spune: dați-vă toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Și ne arată o progresie care trebuie să o urmăm. Doamne, ajută-ne! Uneori s-ar putea să vrem direct de la credință să sărim direct la ultima, la iubirea de toți oamenii. Și s-ar putea să fie pasul prea mare. Și apoi să nu mai facem nimic. Doamne, păzește-ne! Aș vrea să vă mai citesc un verset din Apocalipsa, capitolul 3, cu versetul 8. Domnul Iisus Hristos îi spune unei biserici: știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit
numele meu. Vine Domnul Iisus Hristos și arată starea de fapt a lucrurilor din această biserică și le spune, ai puțină putere. Doamne, ai milă de noi. Și aș vrea să vă mai citesc un verset pe care îl știți, dar de data aceasta aș vrea să fim foarte atenți. Efeseni, capitolul 3, cu versetul 20. Efeseni, capitolul 3, cu versetul 20, dacă pot. Iar acelui ce, și aș vrea să fim foarte atenți la următoarea propoziție, prin puterea care lucrează în noi. Prin puterea care lucrează în noi. Și pun întrebarea, dacă puterea îi puțină? Dacă puterea îi puțină? Poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi. Prin ce face nespus mai mult față de ceea ce cerem sau gândim noi? Prin puterea care lucrează în noi. Dar dacă puterea îi puțină? Dar dacă puterea îi mică? Doamne, ai milă de noi și mărește-ne puterea. Aș vrea să vă provoc la o rugăciune de pocăință. În primul rând aș vrea să mă provoc pe mine, așa cum vă spuneam, eu personal am nevoie. Și aș vrea să vă provoc să faceți o rugăciune pe care Dumnezeu să vă asculte pe loc. Și anume să stați înaintea lui Dumnezeu și să-i spuneți, Doamne, arată-mi un lucru la care vrei să renunț. Doamne, arată-mi un lucru la care vrei să renunț și la care pot să renunț. Doamne, arată-mi-l și dacă îmi place prea mult, Doamne, pune în mine din Duhul Tău să nu mai îmi placă. S-ar putea unele lucruri la care Dumnezeu vrea să renunțăm să ne placă prea mult. Dar aș vrea să ne rugăm, să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem, Doamne, văd lucruri la care vrei să renunț și îmi place. Doamne, ajută-mă să nu mai îmi placă. Dă-mi putere să nu mai îmi placă. Îmi dau seama că îmi place, dar îmi dau seama în același timp că îmi face rău, că mi-ar fi mult mai bine dacă n-aș avea obiceiul acesta. Puterea mea ar fi mult mai mare dacă n-aș avea obiceiul acesta. Aș vrea să vă spun că dacă ne vom ruga așa, Dumnezeu ne va arăta fiecăruia dintre noi lucru la care vrea să renunțăm. Spun lucrul acesta pentru că dacă în anul care intrăm reușim cu ajutorul lui Dumnezeu să renunțăm la un obicei prost, la un obicei care nu ne aduce creștere spirituală, am câștigat, am crescut spiritual. Doamne, ai milă de noi! Apoi, tot în această rugăciune aș vrea tot o să primim răspuns pe loc. Să ne rugăm, Doamne, arată-mi un lucru pe care vrei să-l fac. Doamne, arată-mi un lucru pe care vrei să-l îmbunătățesc. Un lucru pe care vrei ca să mă dedic mai mult. Și Dumnezeu ne va arăta, slăvit să fie numele Lui. N-aș vrea să-ți propui foarte mult, poate trec zilele și nu citești din Scriptură. N-aș vrea să-ți propui, gata, anul ăsta citesc toată Scriptura și să te podmolești la Genesa. Aș vrea să te rogi, Doamne, ajută-mă să citesc un capitol. Doamne, și dacă nu citesc un capitol, măcar să nu treacă o zi fără să deschid Scriptura. Poate ai alte lucruri unde Dumnezeu vrea. Aș vrea să te pocăiești, aș vrea să mă pocăiesc înainte lui Dumnezeu, să zic, Doamne, uite, acolo e lucruri care trebuia să fiu, să fac și n-am fost. Vreau să fiu și să fac.
Și dacă un lucru bun, un obicei bun adăugăm în anul care ne stă înainte, am câștigat, am crescut spiritual. Dar aș vrea să vă spun, dacă nu renunțăm la un obicei rău și dacă nu punem altceva în loc, un obicei bun, se prea poate să treacă anii și noi să rămânem la fel. Dacă nu, să scădem și să mergem mai rău. Doamne, ai milă de noi! Aș vrea să ne rugăm din toată inima. Și aș vrea, așa cum v-am spus, să aducem lucrurile acestea înainte lui Dumnezeu. Aș vrea să nu ne grăbim. Aș vrea să ne pocăim în această rugăciune. Fie ca Dumnezeu să ne ajute și să lase un duh de pocăință peste fiecare dintre noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm. Amin, putem să ocupăm locurile. Copiii se pot retrage la studiu. Urmează să lăudăm pe Domnul prin cântare. Gândesc că la început cu grupul, ca să facem și colecta, după aia cum se organizează frații, după care ne apropiem să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, predicat prin fratele Cristi Dan. Domnul să-i dea har în vestirea cuvântului. Amin. Thank you.
ce fel de lucru ai plătit și care e valoarea lor. Cine poate ști ce aduce anul, dacă în el te vei putea trezi? Sau e înfășurat mai tare noapte, fără Domnul vei trăi? Cine poate ști ce-aduce anul, dacă în el te vei putea trezi? Sau e înfășurat mai tare noapte, fără Domnul vei taina vieții, nu lua în deșert cursul lor înapoi. Nu-i poți întoarce și grăbește-te să fii pasul lor.
noi ne schimbăm adesea când este puțin greu, dar izbăvit e acela ce stă în Dumnezeu. Iar și să fie Domnul care nu se schimbă niciodată. Dumnezeu rămâne dragoste. Dumnezeu este dragoste, așa scrie Scriptura. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și o să citim un text pentru această după masă, și anume din Luca, capitolul 13, versetul 6 la 9, pilda smochinului neroditor. Pagina 1007 pentru cei care vor să urmărească. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Taie-l. La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face rod. Dacă nu, îl vei tăia. Amin. Vă rog să vă reocupați locurile. Dragii mei, de obicei, la început de an sau la sfârșit de an, se predică din această pildă,
pilda smochinului neroditor. Și e foarte important să ne uităm și noi un pic, să învățăm ceva, chiar dacă e un text arhicunoscut de către noi. N-ar fi rău, nu numai la început de an sau la sfârșit de an, să facem lucrul acesta, ci să-l facem cât de des. Mesajul pe care aș vrea să vi-l transmit din acest text se intitulează Mai lasă-l și anul acesta. Îi mulțumim lui Dumnezeu că ne-a lăsat anul ăsta. Știți că anul acesta noi am ajuns în ultima zi. De-aia suntem aici în casă lui Dumnezeu. Dar sunt unii care n-au ajuns. Nu merită Dumnezeu să-i mulțumim? Oare am fost mai bun decât ceilalți? Știți când a spus Domnul Iisus Hristos pilda asta? Că Domnul spunea pilde atunci când era provocat. Și știți când a fost provocat și cu ce a fost provocat? Dacă am citit la început, înainte de versetul 6, începem cu versetul 1 din capitolul 13, acolo zicea: în vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase cu galilenii a căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Adică Pilat a ucis mai mulți galileni. Și Domnul Iisus le răspunde: credeți voi? Așa începe Domnul Iisus Hristos. El știa ce în inima lor. Ei credeau, mă, au fost păcătoși, dar i-au pedepsit Dumnezeu, dar au murit. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileni pentru că au pățit astfel? Asta credeți voi? Eu vă spun, nu. Ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fiară. Și apoi le dă un alt exemplu. Sau cei 80 de inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Oare am fost noi mai buni decât cei din Turcia sau din cei peste care au căzut zidurile și au murit în cutremure? Nu. Faptul că noi suntem în viață, n-am fost mai buni decât alții. Am fost mai buni decât cei din Ucraina care au murit în război și că noi avem pace? Nu. Și Domnul Iisus vrea să înțelegem ceva, că la urma urmei toți trebuie să ne pocăim. Și cu ocazia aceasta Domnul Iisus a spus pilda, ca să le desfințeze ideea lor. Dar eu pățit el așa. Cine știe ce păcat i-a făcut? E mai păcătos decât mine. Domnul Iisus a văzut că la sfârșitul anului ne facem evaluarea și ne uităm. Și uite, vezi, e mai bun ca ăla. Uite cât i-am făcut eu și ăla nu a făcut. Și tot timpul m-am uitat la alți smochini. Să văd, o dus smochinul la roade. Și Domnul Iisus a zis, nu așa. De azi înainte trebuie să vă uitați la voi. Și aș vrea să, pentru început, să ne uităm în introducere la elementele pildei. Ca să înțelegem un pic ce înseamnă aceste elemente ale pildei. Stăpânul viei cine? Dumnezeu Tatăl care o crea toate, El e stăpân. Vierul Domnul Iisus Hristos. Via, atunci, în contextul de atunci, era Israelul. Astăzi este biserica, noul Israel. Smochinul este credinciosul sădit în via Domnului. Adică oricare dintre noi suntem smochinul respectiv. Numai, cum ziceam, important e ca astăzi să ne uităm fiecare la noi. Predica asta nu-i pentru alții, ci pentru mine. Coloseni 1:13. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat din împărăția în împărăția Fiului dragostei Lui. Cine ne-a pus pe noi în vie? Ce merit am avut noi să facem parte din Biserica Lui Hristos? Niciun merit. Pe noi, Domnul Iisus Hristos a fost Cel care ne-a sădit în vie prin jertfa Sa. Noi am ajuns în vie pentru că cineva ne-a pus acolo, ne-a sădit acolo. De aia ni se zice, ca să fie numiți terebinți ale neprihăniei, un sad al Domnului. Adică sădiți în via lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi am ajuns în via Domnului, în împărăția lui Dumnezeu, dacă vreți, în biserica lui Hristos, pentru că am fost sădiți de cineva, nu că am fost noi buni. Prin har am fost mântuiți. Pentru că am primit un dar care nu meritam. Și de ce ne-a pus Domnul acolo? Să fie frumos, să fim în rai? Nu,
un scop. Care-i scopul? Să aducem rod spiritual, duhovnicesc. Noi de ce semănăm un pom în grădină? Așa de ornament? Avem noi și pom și de ornament, dar în general nu lăsăm pomii, că nu fac numai frunze și atunci avem multă muncă cu ei în toamnă. Dar noi vrem să ne ducă rod și nu ne deranjează frunzele pentru că am avut așa rod bogat. De-aia punem pomii roditori. Acum, rodul la pomi nu se caută doar la sfârșitul anului. Nu? Acum ați fost mutați la rod. Sunt pomi care dau. Smochinul, de exemplu, dă de două ori pe an, poate alții și de mai multe ori pe an. Dar și s-ar putea să fie și la sfârșitul anului calendaristic. În general, un pom dă rod atunci când e vremea lui. De aceea cred că e bine ca această pildă să o studiem, să o citim și să o înțelegem, nu numai la sfârșitul anului, că Domnul caută rod la noi, nu numai la sfârșitul anului, și o să vedem. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da, că vrea Dumnezeu să ne dea. Dar zice, dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Tatăl e proslăvit nu pentru că noi cerem și primim ce-i cerem și avem și beneficiem de harul lui. Tatăl e proslăvit că noi, beneficiind de harul lui, aducem roadă. Nu luăm seva numai pentru noi și nu facem nimic. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne să facem așa cum zice, acum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Dumnezeu este dragoste? El rămâne același când am aici? Pentru că Dumnezeu este dragoste. Hai să fim și noi dragoste. Și acum o să ne uităm să vedem, dar ce roade trebuie să aducem, nu? Acum, dacă noi suntem smochini, ce roade vrea Dumnezeu să aducem? Și un primul fel de rod este roade ale pocăinței sau rodul pocăinței. La Ioan Botezător au venit mulți ca să fie botezați. Să fie botezați și ei, pentru că știau cine crede și se botează va fi mântuit. Adică nu o să ajungă în iad. Și nu vreau să ajungă în iad ei, vreau să ajungă în rai. Și au venit să boteze. Și Ioan Botezător a zis, pui de năpărci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Adică voi să scăpați numai de iad vreți. Atât. Cine v-a învățat? Faceți dar roduri vrednice de pocăința voastră. Și nu va apuca să ziceți în voi înșine, ei, noi suntem din neam de pocăiți, noi sunt părinții mei, ori fost credincioși, ori fost neam mare, bun, eu sunt neam de viță aleasă. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Securea a fost înfiptă la dăcina pomilor, deci orice pom care nu face roadă bună este tăiat și aruncat în foc. Chiar dacă s-a botezat, poate să ajungă în iad. Pentru că nu a dus rod. O beneficia de harul lui Dumnezeu numai pentru el. Nu ca să aducă rod. Și Domnul să ne ajute să nu fim din aia. Știți că la Ioan a fost un pic greu pentru că veneau mulți, din multe categorii de oameni. Și la un moment dat au venit noroadele și le întrebau, bine, dar ce trebuie să facem, nu? Și asta e foarte frumos, să pui întrebarea, ce trebuie să facem? Drept răspuns, el zicea, cine are două haine, se împartă cu cine nu are niciuna. Cine are de mâncare, să facă la fel. Au venit niște vameși să fie botezați și ei. Învățătorule, noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște ostași le întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? Și el a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu-i învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu leafurile voastre, să fiți mulțumiți cu salariile, să nu vă completați salarul. Păi patronul meu nu-mi dă banii așa cum aș merita, uită că altul plătește mai bine și atunci mai cu motorina, mai ceva, îmi completez eu salarul. Păi doar îmi merit. Și au zis, nu, voi trebuie să fiți mulțumiți cu leafurile voastre. Și m-am uitat atent. Eu mă așteptam să le spun, auzi, roadele vrem de pocăință să nu mai faceți păcatele amare, știi? Să nu spargi casa nimănui, să nu ucizi, să te lași de astea mari, nu? Să nu furi. De astea să te pocăiești, printre altele.
să nu mai bei, să nu mai consumi droguri, să nu mai faci aia. Dacă făceau ăia alea, să știți că le spunea despre alea. Le spunea, bă, nu mai fuma. Nu erau atunci țigări, da? Aplicăm la vremea noastră de acum. De alea poate s-au lăsat. Și eu zic, bă, eu nu mai fac pe alea mari. Dar uitați-vă în toate cele trei cazuri, la ce se referea el? Capitolul material financiar. Cu asta avea treabă. Dacă ai două haine, să dai la alții. Să ai grijă de bani. Cu banii avea treabă. Dar de ce? Ce treabă a avut cu banii? O văzut că lăcomia de avere sau iubirea de bani, de fapt știți ce-i? Rădăcina tuturor relelor. Și dacă de aia nu te pocăi atunci când intri în biserică și când dacă nu te pocăiești de iubirea de bani, aia e o rădăcină care o să ducă și restul relelor și o să le faci și pe celelalte. Și asta vrea să le spun. Că știți că odată a venit un om care făcea minuni vrăjitorii de fapt și a auzit Evanghelia prin Filip și s-a pocăit și el. Și a zis, măi, uite că minunile lui Dumnezeu sunt mai mari. Și vrăjitorul ăla s-a pocăit. Și a fost botezat. Și nu l-a văzut Filip că el, de fapt, mai are ceva acolo în inimă. Nu a văzut, nu i-a descoperit Dumnezeu. Dar au făcut minuni Domnul prin Filip. Dar lucrurile nu descoperit. Dacă nu a venit Ioan și ucenicii s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, că nu primiseră, a venit și acest vrăjitor și a zis, vreau și eu, uite, vă dau bani, să-mi dați puterea asta, peste, dacă îmi pun mâinile pe cineva să primească Duhul Sfânt. Și a zis, banii tăi să peară împreună cu tine. Ăla nu s-a pocăisă de iubirea de bani. S-a botezat, dar nu s-a pocăit. Trebuia să pocăiască. Poate aia e de pocăință și încă problema asta nu ai. N-ai adus rodul ăsta să te lași de iubirea asta de bani. Și asta se manifestă în diferite feluri. Nu trebuie să ai bani mulți. Că unii cred că aia iubesc banii care-s bogați. Nu numai aia. Poți să n-ai. Poți să n-ai. Dacă eu mă pocăiesc cu așteptarea ca alții să mă ajute pe mine, nu știu, m-am pocăit de iubirea de bani. Dar când am venit în biserică, știți ce m-am pocăit? Ca cu tot ce am, numai banii, tot ce m-a dat Dumnezeu să pot să ofer altora, să dau altora. Pentru că eu am primit har și toate le-am primit în har și eu transmit harul mai departe. Și aduc rod. Și ăsta e rodul pocăinței, printre altele. Și Doamne ajută-ne. Mulțumesc lui Dumnezeu că noi avem la cateheză acum oameni care vor să pocăiască. Care sunt oameni care s-au lepădat de ei înși. Și am văzut printre ei oameni care cu adevărat s-au născut din nou. Tu poate ești în ceartă de multă vreme cu cineva și tu ai an de pocăință. Și n-ai mers la să ceri iertare, pentru că el e vinovatul. Dar de la cateheză s-a dus să-și ceară iertare, măcar că ăla era mai rău, ăla a făcut rău. Pentru că asta e o roadă a pocăinței. Și Dumnezeu să-i binecuvinteze, să ne rugăm pentru ei, ca Domnul să-i țină în har. Și să ducă mântuirea până la capăt. Dragii mei, asta vrea Dumnezeu să aducem, roadă. Și o altă roadă, roada Duhului Sfânt. Roada Duhului din pozitivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înflânarea poftelor. Asta e roada care Domnul așteaptă. Noi poate ne-am gândit că vrea Domnul, nu știu ce roade, dar uite ce roadă vrea Domnul. Și uite ce zice acolo, împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu te poate opri nimeni. Nici legi pe pământ nu se te poate opri. Cine te poate opri să iubești? Te poate opri cineva? Să te bucuri. Chiar dacă ți se face rău, tu se bucuri. Să ai pace. Când toți sunt nervoși, tu totuși să ai pace. Să ai răbdare. Să ai bunătate, să faci pace, să faci bine. Cine te poate opri să faci bine? Nu poți într-un fel, mergi și faci bine în altă parte. Nu e problemă. Poți face bine. Credincioșie, să ai blândețe, să-ți înfrânezi poftele. Te oprește cineva? Nu. Și acum, nu o să trec, am trecut așa în mare peste toate, am să mă opresc la prima și la ultima din roada Duhului. Dacă iubiți pe vrăjmașii, pe cei ce vă iubesc, zicea Domnul Iisus, ce răsplată vi se cuvine? Adică dacă eu iubesc pe cineva care mă iubește,
El îmi arată dragostea, iarăși și eu. El îmi face cadou, îi fac și eu cadou. Și zice Domnul Iisus, și păcătoși iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Și oamenii care sunt și aia care merg la birt. Când vede că nu mai are bani, el a zis, cumpără răchie, îi dă el, las, că-ți dau eu. Îi dă și țigări, pe gratis îi dă. Să iubesc, sigur, fac lucruri care nu sunt bune. Dar fac și lucruri bune. Păi ei să iubesc, să ajută. Și trăiesc în păcat. Și zice Domnul Iisus, ei, tu iubești pe ăla care te iubești, iubești pe soția ta, iubești copiii, te iubești. Ce lucru neobișnuit faci? Neobișnuit e să iubim pe dușmani. Și așa, Domnul Iisus Hristos, iubiți și pe vrăjmașii voștri. Faceți bine celor ce vă urăsc. Continuă acolo textul, eu nu l-am trecut. Doamne, ajută-ne să iubim și pe cei care ne urăsc. Și apoi despre înfrânare. Știți că Pavel, la un moment dat, era prins, era la închisoare și a fost judecat că a făcut tulburare oarecum între evrei, cu credința în Domnul Iisus. Și Felix, care avea o soție evreică, îl tot asculta și îl chema să predice, să audă despre credința în Iisus. Și la un moment dat, pe când Pavel vorbea despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix îngrozit a zis, de data asta, du-te când voi mai avea prilej, te voi chema. Gata, nu mai vreau să aud predica asta. El predica Evanghelia, predica despre har, dar în har există și neprihănire și înfrânare. Și unii sunt deranjați. Ce predici din asta despre înfrânare? Asta nu mă înlege, nu? Și un har. Roada Duhului, înfrânarea poftelor. Felix a fost îngrozit, dar era spre binele lui, că se bucuia. Dacă uneori ne îngrozesc cuvintele care le auzim în predică, astea sunt însoțite de harul lui Dumnezeu ca să te recuperezi. Nu ca și slova care te omora, spunea, gata, ai păcătuit, gata, te tai. Doamne, ajută-ne. Ajută-ne să înțelegem că astea vrea Dumnezeu să le aducem. Apoi există și roada luminii. Efeseni, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. Îți spui adevărul. Păi da, uneori mai trebuie să mă... Cum? Adevărul te face liber? Păi atunci o să fiu liber dacă mai mint. Nu! Numai adevărul ne poate face liber. Și adevărul este Iisus Hristos și Domnul să ne ajute. În neprihănire, în bunătate. Și acum o să luăm bunătatea de aici. Ce spun oamenii care sunt dușmani ai noștri? Știți, noi nu vrem să fim dușmani, să avem dușmani. Mie nu-mi place să am dușmani. Vă place? Nici dumneavoastră. Dar așa e că sunt oamenii răi care pur să fie dușman cu voi. Ce spun ei despre voi? Asta e foarte important. Și uitați ce se întâmplă despre David, care avea un dușman care vrea să-l ucidă. Și era chiar socrul lui. Așa rău socru, mă, să vrea să te omoare. Da, uite, așa a avut David. Și David aude din gura socrului cuvintele următoare. Și a zis lui David, tu ești mai bun decât mine. Spune dușmanul despre tine lucrul ăsta, că tu ești mai bun ca el? Căci tu mi-ai făcut bine, eu ți-am făcut rău. Tu îți arăți azi bunătatea cu care te porți față de mine, căci Domnul mă dăduse mâinile tale și nu m-ai omorât. Dacă întâlnește cineva pe vrășmașul lui, îl lasă oare să-și urmeze drumul în liniște? Domnul să-ți răsplătească pentru ce mi-ai făcut în ziua aceasta. Așa a spus dușmanul. Ce spune dușmanul despre noi? Avem voie să avem bunătate? Ne oprește cineva să fim buni? Doamne, ajută-ne să aducem rod. Să aducem acest rod, să avem bunătate. Apoi există roada neprihănirii. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. Frate, eu vreau neprihănire. Eu mă lupt pentru neprihănire, eu nu accept compromisul, nu accept. Eu mă lupt pentru sfințenie. Da, dar e semănată în pace pentru cei ce fac pace. Știți, există două extreme. Unii oameni care zic așa, eu mă lupt pentru pace și fac compromisuri.
alții luptă pentru sfințenie, pentru neprihănire și sacrifică pacea. Știi, pe altarul păcii, pun pe altarul păcii sfințirea și o sacrifică. Alții pe altarul sfințirii pun pacea și o sacrifică. Frate, nu mă interesează că ceartă. Nu mă interesează că este scandal și să dezbină biserica. Nu mă interesează nimic. Eu vreau sfințire. Și s-a dus pacea. Ai sacrificat pacea. Dar se întâmplă și invers. Știți, o să vină oameni și o să zică, păi uite, păi dacă voi sunteți pocăiți și sunt oameni ai păcii, păi doar primiți-ne și pe noi așa cum suntem, cu ideologia noastră. Căsătoriți-ne chiar dacă noi, știi, nu cum gândiți voi. Păi nu putem compromite sfințirea pentru pace. Aveți, noi nu ne luptăm cu voi, treaba voastră, dar noi nu încălcăm sfințirea și Dumnezeu să aibă milă de noi. Dar apoi mai există cealaltă parte. Oameni care, ziceam, pun pe altar pacea și zic, chiar dacă nu-i pace, sfințire să fie. Și uitați ce zice 1 Tesaloniceni 5:23. Dumnezeul păcii să vă sfințească. Pe aici putea să spună Dumnezeu care este sfânt, 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 nu? Cum scrie în Isaia. Să vă sfințească. Era greșit? Păi dacă Dumnezeu e sfânt, ne sfințește. Nu era greșit. Dar intenționat o vrut Dumnezeu să fie scris acolo pentru cei care se luptă pentru sfințenie, pentru cei care fac scandal și sacrifică pacea, să știe că Dumnezeu care sfințește, că El sfințește, că nu noi sfințim, Dumnezeu al păcii. Doamne, ajută-ne să înțelegem și lecția asta. Că acolo zice, urmăriți pacea cu toți și sfințirea. Fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Nimeni nu va vedea pe Domnul. Dar acolo e și ăla cu roșu. L-am făcut cu roșu. De ce? Pentru că e și pacea și sfințirea, numai una dintre ele. Și Doamne ajută-ne să le urmăm. Rod pentru împărăția cerurilor, un al cincelea tip de rod. În Proverbe 11:3 zice, rodul celui neprihănit este un pom de viață și cel înțelept câștigă suflete. Păi dacă n-am roadele alea la alte dinainte, o să pot să câștig suflete? Nu. Până să ajung să câștig suflete, trebuie să am roada pocăinței, roada Duhului, roada luminii, roada neprihănirii. Și atunci o să pot aduce și suflete la mântuire. Doamne, ajută-ne! Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișul să scoată lucrători la secerișul lui. Să aducă oameni la mântuire. Dar pentru asta trebuie să fie oameni care să guste dintr-un pom. Știți că oamenii zic, băi, dacă Dumnezeu e bun, de ce se întâmplă războaia? De ce moare mamă la atâția copii? De ce se întâmplă tragedii? De ce criminalii își fac de cap? De ce? De ce atâtea rele pe lumea asta dacă Dumnezeu e bun? Și Dumnezeu le vorbește că El e bun prin smochinul care ești tu și eu și din care omul vine și gustă din bunătatea lui Dumnezeu și zice, mă, că există bunătatea lui Dumnezeu. Păi dacă eu nu duc rod, de unde să guste? De unde să știe că Dumnezeu e bun dacă nu gustă din noi? Că îi văd pe toți oamenii ceilalți, văd o grămadă de smochini în lumea asta care n-au rod. Dar, Doamne, ajută-ne noi să avem rod. Când e vremea să ducem roadele? Când trebuie să ducem roadele? În Marcu 11:12-13 zice o întâmplare pe care s-a întâmplat când era Domnul Iisus pe pământ. A doua zi după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. Era și el om. În trup de om. A locuit printre noi, plin de har, de adevăr, dar o suferi ca și noi. A fost și lui foame, a fost și lui sete. O simți durerea de a ne înțelege pe noi. Și zice, a zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze, căci nu era încă vremea smochinelor. Păi, Doamne, dacă nu-i vremea smochinelor, așteaptă până să fac smochinele, nu? Puteau să spună ucenicii. Dar zice, atunci a luat cuvântul Domnul Iisus și a zis, în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și ucenicii lui au auzit aceste vorbe și au văzut cum s-a uscat acel smochin. Au văzut lucrul acesta cu ochii lor,
pretenția lui Dumnezeu să aibă rod. Știți, întâi apare rodul la smochin și după aia frunzele. Și cel de-al doilea rod apare după ce au venit frunzele. Și probabil că trebuia să aibă din primul rod, nu o fi făcut primul rod, nu știm noi lucrul ăsta, nu ne spune. Dar și dacă l-a făcut. Domnul vrea să ne învețe pe noi, că nu putem să spunem, păi știi ce, astăzi nu-s dispus, nu aduc rod. Astăzi, supărat, sunt nervos, am voie să mă cert, am voie și o să strică, sunt om și eu, domnule, și am voie să fac și o rele, să nu aduc roade. Nu. Și încă să aduc alea rele. Nu, eu trebuie să duc rod în permanent, că sunt oameni care au nevoie să guste din mine. Și trec pe lângă mine și vede că eu ca ei. Anunci, ce rod gustă ei? Doamne, ajută-ne să înțelegem că vremea rodirii este permanentă, de fapt, pentru noi. Ferice de cei flămânși și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați, zicea Domnul Iisus. Da, Dumnezeu satură pe toți cei care sunt flămânși și însetați după neprihănire. Dar acum apare întrebarea, prin cine? Când era El pe pământ, îi sătura El. Acum prin cine? Păi prin smochinii care sunt în via sa. Se satură oamenii. Și Domnul a zis, cine este ispravnicul credincios și înțelept pe care îl va pune stăpânul său peste slujile sale ca să le dea partea lor de hrană la vremea potrivită? Ați văzut care este acea slugă sau ispravnic credincios și înțelept? Care dă roade. Păi când e vremea potrivită pentru roade? Păi când omul care poate în șanț, poate în altă parte și are nevoie de cineva care să aibă milă de el, cineva care să iubească, cineva care să-i spună o vorbă bună, să aibă bunătate, are nevoie. Și tu atunci n-ai timp. Că unul de pe strada Ciocârliei s-a gândit să-și pună capăt zilelor. Și tu treci, te întâlnești cu el. Și acum nu, eu mă duc la biserică, eu sunt preot, eu sunt levit, cânt acolo, n-am timp, n-am timp. Așa-i trebuie, dacă o băut, dacă s-o drogat, așa-i trebuie. Și n-avem timp de oameni. Dar poate omul care cerșește atunci un rod din smochinul meu ca să fie salvat. Și eu judec, păi așa-i trebuie dacă a făcut așa. Doamne, ajută-ne să aducem rod atunci când trebuie sau în permanență când e nevoie. Când oamenii sunt flămânzi, că sunt atâția oameni flămânzi și n-au de la cine să guste. Și noi suntem smochinul ăla, Doamne, ajută-ne să stăm la dispoziția Ta ca să poți să-i mântuiești pe cei pe care ai în plan să-i mântuiești. De ce am putea fi tăiați? Dacă ne-a pus Domnul în via sa, de ce să ne taie? Că ne-a pus acolo în vie, doar suntem mai Domnului. Să ne scoată afară? Păi harul lui Dumnezeu e nespus de mare. Da, Dumnezeu ne-a dat har. Dar ca să rodim. Nu voi m-ați ales pe mine, zicea Domnul Iisus, și eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți să aduceți roadă. Ați văzut de ce suntem noi în biserică? Să aducem roadă. Și roada voastră să rămână. Și Doamne, ajută-ne. Păi odată aduc roadă, odată n-aduc roadă. Nu, eu trebuie să duc continuu. Să vă iubiți unii pe alții. Doamne, ajută-ne la aceasta. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, El, Tatăl, o taie. El o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curăță. Știți, uneori și mlădița e curățată. Și noi ne uităm la o mlădiță care e curățată și care a dus multe roade și a fost lovit. Și știți, când vrei să strângi nuci, pomul nu cu înalt și ei bâtă, pietre, dai, lovești. Așa, să știți că oamenii care aduc roade sunt tare loviți. Și dacă te simți un smochin lovit și atacat, că te înjură, că te bate, te lovește și îți face atâtea lucruri, să știi că ești un smochin roditor. Că de-aia, că vor să culeagă roadă. Și uneori, știți, și aia să taie, mlădița aia o curăță, curățirea tot prin trăiere se poate face. Și uneori te uiți și zici, văzut, de-aia a ajuns să stă în suferință. Și a făcut el ceva, l-a pedepsit Dumnezeu. L-a curățit, că a dus roadă să aducă și mai multă. Problema e la mine, că eu nu-s curățit.
Problema e la mine că dacă nu mă pocăiesc, mă taie. Așa o zis Domnul Iisus, dacă nu vă pocăiți, veți pieri la fel. Și de-aia trebuie să mă uit la mine. Că altfel, zice, sunt strânse, aruncate în foc și ard. Păi cum, am fost sădit în via Domnului și la urmă să ajung în iad? Păi dacă n-aduc rod, mă taie. Mă taie. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Nu mă taie. Am auzit pretențiile lui Dumnezeu. Că dacă n-aduc rod, s-ar putea să mă taie. Dar de ce nu mai dă încă o șansă? De ce? Pentru că e harul și nu-i legea. Pentru că trăim în har și nu în lege. Și dacă ești astăzi în viață, să știi că Dumnezeu ți-a mai dat har. Și trăiești în har. Dar să nu faci harul zadarnic. Să nu faci harul zadarnic, pentru că dacă facem harul zadarnic, este spre pierzarea noastră, spre pierderea noastră. Și Dumnezeu vrea să fim mântuiți, să ajungem în cer. Uitați ce spune în 2 Corinteni, n-am mai trecut acolo. În 2 Corinteni spune Apostolul Pavel, capitolul 6, ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceți așa, în așa fel, ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Dragilor, Domnul Iisus Hristos stă și mijlocește înaintea Tatălui. Poate ne-am necăjit că Domnul a plecat de pe pământ și l-a lăsat doar pe Duhul Sfânt pe care nu-l vedem, dar era mai frumos să fie Domnul cu noi. Dar știți ce a plecat acolo în cer? Să stea lângă Tata și să spună, nu-l tăia. Mai dă o șansă. Uite, o vine la adunare. Poate anul ăsta se va pocăi. Și avem un mijlocitor. Este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Și ăsta este singurul, Iisus Hristos, care spune, nu-l tăia. Mai dă o șansă. Mă ocup de el. Sap la rădăcină. Harul lucrează. Nu vezi că harul e lucrător în viața ta? Și Domnul mai pune ceva care nu-ți place. Te deranjează oamenii din lângă tine, dar sunt neprihăniți. Așa cum un elefant era deranjat, elefanții ca să fie îmblânziți, sunt puși alături de oaie, acolo într-un țarc. Și mai mult timp îi stă acolo cu oaia. Și el e agitat, el e nervos. Și se uită la oaia care e blândă, se mișcă încet. Și la un moment dat face și el ca și oaia. Se ia după oaie. Și ne deranjează uneori că ea sunt prea blânzi în jurul nostru. Dar Domnul i-a pus ca să aducem roadă. Este poate un gunoi. Ne deranjează gunoiul ăsta. Ce caută lângă mine? E gunoiul trimis de Dumnezeu, Sfântul lui Dumnezeu, care l-a pus Dumnezeu lângă tine. Doamne, ajută-ne să ne bucurăm că avem oameni care ne mai mustră, care ne mai spun despre înfrânare și despre pocăință. Doamne, ajută-ne. Mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de șur împrejur. Doamne, ajută-ne să acceptăm munca care o faci cu noi. Și noi toți am primit din plinătatea lui și har după har. A fost harul că ne-am pocăit. Și poate am mai călcat pe bec. Și vine harul după har. Ca să nu-l facem în zadar. Și uitați ce aici Apostolul Pavel a zis. Să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Și el explică mai departe ce facem în versetul 4. Ci în toate privințele arătăm că suntem vrednici slujitori al lui Dumnezeu. Prin multă răbdare care e o roadă a Duhului. În necazuri, în nevoi, în strâmtorori, în bătăi, în temnițe, în răscoale, în osteneli, în veghieri, în posturi. Dar și atunci când mi-e greu, eu trebuie să rodesc. Păi acum nu se poate, că mi-e greu. Și zice, prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută. Doamne, ajută-ne să aducem rod. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Am auzit mesajul acesta. Și poate ne-am uitat, și bine am făcut că ne-am uitat la noi și nu la alții. Și am văzut că n-am adus rod. Dar Domnul Iisus din nou ne-a mai dat un har, ne-a dat un an în care să ne pocăim. Și vom intra în anul viitor. Haideți să ne pocăim. Dar să știți că sunt oameni pe pământul ăsta care nu vor intra astăzi în anul viitor. Le se sfârșește și nu au nicio șansă, dar tu mai ai șansa asta. Pocăiește-te. Astăzi când auzi glasul Domnului, astăzi nu-ți împietri inima, că Dumnezeu te iubește. Vă scriu aceste lucruri, să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, dacă totuși ai făcut în zadar harul lui Dumnezeu și ți-ai mai permis să n-aduci roadă,
Avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit, stă la dreapta Tatălui. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și numai pentru noastre, pentru a întregii lumi. Doamne, ajută-ne să venim astăzi cu căință înaintea Ta, să-ți cerem iertare și să promitem, să facem, știți că la început de an sau la sfârșit de an spunem, Doamne, în anul viitor avem, o să fac aia, o să fac aia și avem anumite hotărâri pe care le luăm. Una din hotărâri să fie asta, Doamne, ajută-mă să rodesc. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit. Vedeți, noi vrem să se proslăvească Dumnezeu, să vindece bolnav, să facă minuni. Și face Dumnezeu. Dar înainte de astea, salelate, dacă aduceți multă roadă, Tatăl meu va fi proslăvit și vin și alelalte. Dar întâi roada. Întâi roada. Cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți în dragostea mea. Doamne, ajută-ne să rămânem în dragostea Ta. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Bucurați-vă pentru harul Domnului, dar nu lăsați să fie harul în zadar. Doamne, ajută-ne ca în anul viitor, și o să facem rugăciunea aceasta, că în anul viitor să aducem roadă. Ce roade trebuie să aducem? Roada păguinței, roada Duhului, roada luminii, roada neprihănirii și câștigarea sufletelor pentru împărăția cerurilor. Când este vremea aducerii roadelor? Permanent, când e nevoie, când cineva vrea să guste din noi. De ce am putea fi tăiați dacă ne aducem roadă? De ce încă o șansă? Pentru că Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos este la dreapta lui Dumnezeu și trăim în har. Dar haideți să nu facem harul lui Dumnezeu în zadar. Ne ridicăm cu toți în picioare și aș vrea să facem o rugăciune. O rugăciune de cercetare în care să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i spunem, Doamne, Tu știi că atunci n-am iubit, că m-am certat, că poate m-am mâniat și am ajuns chiar să lovesc pe cineva. Poate nu știu ce ai făcut. Tu știi, Doamne, Te rog, iartă-mă. Și mi-am dat seama că asta nu-i roada pe care trebuie să o fac. Asta nu-i roada care o aștepți Tu de la mine. Doamne, Te rog, ajută-mă să aduc roada. Ajută-mă să aduc dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine. Roada neprihănirii, doar de luminii și roada pocăinței. Și astfel să câștig oameni pentru împărăția cerurilor. Doamne, ajută-ne. Te rugăm cu toți în comun. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu, miercuri, de la orele 19, ne întâlnim în casa lui Dumnezeu, la timpul de rugăciune. De asemenea, să nu uitați, este prima miercure din lună și din an. Cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom apropia de trupul și de sângele Domnului nostru Iisus Hristos. Să facem tot posibilul ca să fim prezenți la masă cu Domnul. Avem și invitat, dar aceasta n-ar trebui să fie principalul lucru. Principalul lucru să venim, să ne întâlnim cu Dumnezeu și cu Domnul nostru Iisus Hristos. Iar ce va rânduie El în plus, slăvit să fie Domnul pentru lucrul acesta. Cu harul lui Dumnezeu, adunarea este liberă. Și soare au fost și ploi, singur nu eram, eram.